în cel mai popular clip al meu, care se numește 5 mașini de care să fugi, foarte apreciat, vă mulțumesc pentru numărul de vizualizări la care am ajuns, la numărul total. Primul comentariu de sus, pinned, deci top comment, zice așa: mi-ar plăcea să văd un top mașini premium ieftin de întreținut, dacă există așa ceva. Acum, ca să fiu rău, toată lumea vrea mocangeală. Și am făcut o listă cu niște mașini mai premium la care consider că întreținerea nu este atât de scumpă. Adică exact ce mi-ați cerut voi. Și mașinile sunt următoarele. Pe loc sunt, eu am 5 mașini. Pe locul numărul 5, deși nu este o mașină premium în adevăratul sens al cuvântului, adică nu e Audi A8, dar e o mașină care este premium din alte puncte de vedere și care are o întreținere mică pentru ceea ce oferă. Și anume, o mașină pe care o îndrăgesc și este din grupul Volkswagen. Probabil că singura mașină care îmi place foarte mult din grupul Volkswagen. Și anume, Skoda Superb. Din grupul Volkswagen Group mă refer, că Skoda face parte din Volkswagen Group. Skoda Superb după 2014. Motorizările sunt 2.0 sau 1.8 TSI, 2.0 TDI, 1.6 TDI și 2.0 TSI 4Motion de 280 de cai, varianta mai nouă, TSI, DSG, 4Motion, în fine. Ideea este că de ce consider că e premium și de ce e pe ultimul loc. Inițial am vrut să n-o pun, dar am zis că totuși hai să o pun. Ai spațiu ca în Audi A8 în spate. Nu e aceeași clasă, nu e aceeași platformă, dar este foarte spațioasă. Este, cred că, cea mai spațioasă mașină la acest buget. Portbagajul este imens. Pasagerii în spate stau foarte confortabil. Ai cotieră, la varianta nouă, cel puțin am văzut asta în showroom, ai cotieră și torpedou refrigerate. Cu torpedou refrigerat multe mașini au. Dintre mașinile mele, niciuna nu are torpedou refrigerat. Dar asta are și cotiera refrigerată, ceea ce este foarte fain. Îți pui o doză de ceva, o apă plată și ți-o menține rece pe durata călătoriei. Este foarte practic, este o opțiune premium. O opțiune precum frigider într-o mașină vei regăsi în Audi S8, în Maybach, în S-Class, în mașini foarte scumpe. Nu este chiar frigider, deci nu ține perfect răcite băuturile, dar ai cotiere refrigerată, ai torpedou refrigerat, ai mult spațiu și dacă ții varianta de top, Lorin and Clement, ai și 4x4 4Motion, ai și cutia automată, ai și scaune cu memorie, ai și piele, ai și navigație, ai și sistem audio premium, Canton parcă era ultima dată când am văzut varianta premium de sistem audio. Nu mă dă pe spate dash-ul ăla, e cam cheap așa, dar pe total, spațiu, dotări, scaune, confort, întreținere, siguranță, ținută de drum, poți să mergi cu familia. E un preț corect și nu e scumpă, adică nu e scumpă întreținerea pentru ceea ce se oferă, atât de scumpă. E ca la o mașină obișnuită, bine, de avut în vedere DPF-ul, de avut în vedere motoarele TSI care sunt mai problematice, dar per total o alegere, mai ales dacă tu ai la kilometri foarte puțin sau tu ai nouă, e o alegere foarte bună din toate punctele de vedere. Pe locul numărul 4 este Lexus IS300H. IS300H este un concurent direct al BMW-ului seria 3, C-Class și, mă rog, alte autorii din același segment. Ideea este că motorul este relativ puternic, ai tracțiune spate sau propulsie, cutie automată, 223 de cai putere, motor de 2.5 în 4 cilindri, deci mașina nu este în niciun caz lentă, nu este în niciun caz extrem de rapidă, dar ai sistem audio Mark Levinson Premium, ai jante pe 18 sau pe 19 inci,
ai scaune încălzite și ventilate, ai motor de 2.5 în 4 cilindri hibrid, ai 223 de cai putere, ia 108 secunde și ceva, ai propulsie, poți să te joci un pic dacă chiar simți nevoia, ai multe dotări, ai un consum bun, este hibridă și dacă mergi frumos scoți un consum de 5-6% cât dă producătorul și ai și un preț bun de revânzare. Lexus și Toyota fac cele mai fiabile mașini din lume, inclusiv în segmentul de lux. Dacă o să-mi iau vreodată o mașină de lux, cu siguranță o să-mi iau pe segmentul Toyota Lexus, asta în cazul în care nu-mi iau direct una electrică. Mașină de lux nemțoaică, jos pălăria arată foarte bine, însă se depreciază atât de rău încât nu mă pot atinge de ele vreodată. Poate la un test drive, poate la o închiriere de scurtă durată și atât. Frumoase, dotate, pline de tehnologie, nu sunt pentru mine. Eu am două personalități, una e finance, de-aia am și canalul celălalt de finance, a doua este de mașini. Ca să-mi iau o mașină de lux, trebuie ca cele două să se intersecteze, altfel nu mi-o pot cumpăra. Vreodată. Doar dacă nu primesc cumva cadou. Cu alte cuvinte, Lexus ES300H este și premium, și dotări premium, și cât de cât puternică, își ține și prețul de revânzare, iar întreținerea, plăcuțele le schimbi mai rar pentru că ai frânare regenerativă. La revizie, ca la orice Toyota, 6, 7, 800, 1000 de lei revizia și cam atât. Și în mare parte nu prea ai ce să schimbi. E adevărat că are multă electronică, e hibridă, e mai sofisticată, dar este Toyota, este Lexus, șanse minime să se strice ceva. Tot la Lexus ES, aș vrea să menționez și RC300H, deci la un 4.1, este și Lexus RC300H, care este același lucru ca și ES300H, doar că este varianta mai sport, cupe, mai tinerească, mai interesant așa, ca să mă pun la alt subpunct. Pe locul numărul 3 este tot un Lexus, de data asta ceva mai premium. Lexus GS450H la mâna a doua. Din 2017, vreo 38.000 de euro la mâna a doua, kilometri foarte puțin din reprezentanță, am găsit pe mobile.de în Germania. Motor de 3.5 hibrid și apropo, la toate hibridele pe care le menționez, le-am pus în top pentru că dacă îți iei mașina în București, deducere de impozit de 95% și de alte procente în țară. În Vâlcea, de exemplu, acum, pentru anul trecut sau anul ăsta, am văzut că deducere de impozit la auto, hibrid, 50%. Totuși e ceva, de 50% cât e impozitul standard la o mașină normală, îți faci revizia, mă rog, la motorul de 3.5, îți faci revizia anuală, îți mai iei ceva, mai bași carburant și așa mai departe. Deci, GS450H este cu adevărat premium. Este un concurent seria 5 sau E-Class. Ai propulsie, cutie automată, sistem audio Mark Levinson, încălzire, ventilație în scaune, foarte mult spațiu, piele, dotări, navi, arată bine, își ține bine prețul de revânzare la mâna a doua și ai 345 de cai putere ai combinat. 3.5 V6 aspirat hibrid. Consumi undeva la 8 dacă mergi civilizat, 15 dacă o ții numai în sport și în blană, dar un 8%, 7-8% la un 3.5 benzină hibrid la care ai impozitul dedus și o mașină care își ține prețul de revânzare ridicat, adică nu pierzi foarte mult dacă o ții doar 2 ani de exemplu, este foarte bine. Este o mașină foarte premium cu o întreținere relativ mică. Asta dacă nu cumva o lovești, se strică ceva grav, are un defect electric și așa mai departe. Dar o mașină care are doar 3 ani de zile, s-ar putea să nu schimbi plăcuțele decât foarte rar pentru că, repet, ai frânare regenerativă, s-ar putea să nu schimbi mare lucru la ea. Doar două revizii, un impozit dedus și cam atât. Niște anvelope nu sunt extraordinar de scumpe și pe total ai o mașină foarte premium, cu taxe și cu întreținere mai mici decât la concurență. Asta e ideea. Mai mici decât la celelalte mașini. Și mai am aici trei mașini despre care vreau să vorbesc la același subpunct. Pe locul numărul 2 ar fi Toyota Camry. Camry-ul este în România doar hybrid 2.5 și cred că va fi următoarea mea mașină
peste câțiva ani place foarte mult, e Best Value for Money. Deci am primit o ofertă de la Toyota când am luat Corolla pentru Camry, având în vedere că a fost pandemia, au avut discounturi, au avut și Rabla, pentru cel mai ieftin Camry, care, na, cam cheală, dar în fine, e 2.5 hybrid, e mid-size sedan, arată bine, e automată, e puternică, spațioasă, foarte ok. 27.000 sau 28.000, nu știu dacă mai e valabilă oferta, dar oricum a fost 28.000 TVA inclus. Deci e mașină la preț de Golf cu dotări. Un Golf dotat bine, îți iei Toyota de bani ăștia, Camry care e altă clasă. Știu că sunt clase diferite, vorbesc strict de bani. E un preț foarte bun. Varianta exclusiv, care are climatonic pe 3 zone, perdeluță electrică, încălzire în scaune, sistem audio premium JBL și multe alte lucruri nou-nouță, era 31.000 cu oferta Rabla plus discount. Standard de vreo 37.000 și chiar și la 34.000 dacă o scoți, e un preț foarte bun de nou. Varianta Camry este și varianta 2.0 benzină simplu, dar nu vândută în România, ci în afară. Este variantă în Statele Unite de 3.5 benzină V6, mai este TRD sau Total Racing Development, care nu se vine în România, din păcate, pentru că oricum nu știu cine cumpăra ca o motoare mari. Românii fug de motoare mari, europenii fug de motoare mari. Vezi cazul Hyundai Sonata, au retras Sonata pentru simplu fapt că avea motor de 2.4. De 3.5 nici nu există îndoială că și cum mai cumpără cineva în Europa așa ceva. Nouă. La mâna a doua cât un din ăsta ca mine sau, mă rog, care cum mai sunt, cu păsărici la cap. Dar în rest nu se cumpără. Camry îți oferă, și dacă e la mâna a doua cu 26-27.000, la fel își ține prețul de revânzare destul de sus, e spațioasă, e premium. E o mașină pe care eu o văd business. Nu e pentru orice tânăr de 18 ani, nu e pentru orice șofer auto, să zic. E pentru un om care se respectă pe el însuși, eu așa o văd. E o mașină care, nu știu, oricine vede un Camry pe stradă, eu dacă mă urc într-un Camry și te uiți la mine, nu poți să zici că sunt sărac, nu poți să zici că e o mașină plicticoasă, nu poți să zici că e o mașină urâtă. E o mașină business, serioasă, value for money, consumă ok, ai și putere, ai și dotări, e de familie. Eu o văd o mașină premium. Varianta de top, Camry, eu o văd o mașină premium la un buget mai bine gândit. Și putem, la Camry aș vrea să adaug din același segment Lexus ES300H, care același lucru cu Camry, numai că e varianta mai premium și e vreo 40 ceva de mii nouă. La fel, cu întreținere mică și mașina în sine este premium. Sunt de părere că decât să dai 50.000 pe un BMW, care se devalorizează enorm de mult în 5 ani de zile, mai bine ți iei un Lexus și ai o întreținere mai mică, o garanție mai mare, un consum mai mic și un preț de revânzare mai ridicat. Ai numai avantaje. La BMW este mai mult emoția că ai un BMW nou și mai mult de impresie și e mai faină, ce să mai, e mai frumoasă în interior ca design și așa. Asta e adevărul. Dar și un Lexus ES, cred că nu ți-e rușine cu el. Și pe locul numărul 1, cum spuneam, este o Tesla Model 3 / Tesla Model S / electrică scumpă. De ce? Îți iei Model S sau Model 3 Performance, da? Îți iei Model 3 Performance, care are 400 și ceva de cai putere, 100 în 3 secunde și un pic. Dacă o încarci public, o încarci gratis. Dacă o încarci acasă, cum face George Bucnici, la panouri solare, o încarci gratis. Dacă te duci la un mall, o încarci gratis. Oriunde te duci, poți, dacă mergi la Kaufland, la cele stații de încărcare, cu voucher, cu cod, o încarci gratis. Revizie nu ai, adică nu ai ulei, nu ai distribuție, nu ai supape, nu ai acumulator de 12V, nu ai nimic. Ai doar discuri și plăcuțe, un filtru de habitaclu, antigel și, mă rog, să nu iei vreo piatră să schimbi parbrizul, să nu schimbi anvelopele atât de des, pentru că dacă pleci ca nebunul de pe loc în blană, s-ar putea să deformezi structura anvelopei. De-aia e bine să ții anvelope speciale EV pentru mașini electrice. Și da, poate că sună că, bă, stai așa, cine are bani să dea 50.000 pe Tesla în România, că nu avem infrastructură. Ați spus că vreți mașină premium cu costuri mici de întreținere. Tesla, ai tot ce vrei, o controlezi de pe telefon, climă, absolut tot, ai cai putere, tracțiune integrală, bați orice mașină de la semafor, nu plătești impozit și la Tesla Model S, 700 de cai putere, se bate cu Huracan de la 0 la 200, mă, până la 130, Tesla ține accelerația, după care vine termicul și îi dă fum, dar
n-ai impozit, n-ai nimic, n-ai de... plătești mașina, și Tesla are cam cel mai mare preț de revânzare din toate mașinile la mâna a doua. Are un preț de revânzare fantastic. Și atunci eu zic că Tesla este momentan cea mai premium mașină cu cele mai mici costuri de întreținere. Problema e că încă nu avem reprezentanță, am înțeles că o să vină, te duci până în Austria pentru un service, infrastructură mai nasoală, dacă nu stai la casă e mai greu, dar pentru cine are aceste posibilități, în special de încărcare acasă, care vrea că ai putere și care vrea o întreținere ok, Tesla este ceea ce îți poți dori, tot ce vrei. Desigur, un pasionat vrea să audă un motor care se turează și eu sunt la fel și mie o să-mi pară nespus de rău când o să plece aceste mașini, mașini care am crescut cu ele, am studiat despre ele. Eu peste 20 de ani, la cum evoluează tehnologia, am făcut o facultate de inginerie auto cu calcule, cu proiectare, cu multe lucruri. Peste 15 ani nu vor mai fi valabile din tot ce am învățat și despre electrice am învățat foarte puțin, ca să zici că o să mai fie de actualitate ceva din ceea ce am învățat eu sau din ceea ce prezint eu. Nu am învățat în facultate, foarte puțin, din păcate. Da, cam asta ar fi topul cu mașini premium care sunt ieftine la întreținere, în principiu hibride sau electrice. Probabil că o să mă întrebați, dar n-are și BMW niște hibride? Băi, are Active Hybrid 3, Active Hybrid 5, Active Hybrid 7, dar nu m-aș băga. N-am văzut multă de vânzare, am văzut 2-3. Teoretic ar trebui să fie o opțiune bună. E nemțoaică, e premium, ai cai, impozit de dus, consum redus, dar întreținerea cred că e mai scumpă tot și riscul mare să mai strice ceva, din păcate. Dacă aveți, mai fac o paranteză scurtă de fix 30 de secunde până nu se închide camera, ar mai fi cealaltă variantă. Mașini foarte ieftine la achiziție, premium, an bun, tot ce vrei, dar care au o întreținere scumpă, care pot fi Infiniti, Q50, QX70, Q50 S Red Sport, Hyundai Genesis Coupe, Hyundai Genesis Sedan, motoare mari, întreținere scumpă, dar mașina este foarte ieftină la mâna a doua și care are o depreciere fantastică, 9.70.000, la mâna a doua cu 20.000 de kilometri, 2-3 ani vechime, o iei cu 28.000. O iei la un preț foarte bun, ca și e foarte devalorizată, nu dai pe ea 70.000 ca să ai întreținere mare, dai pe ea 25.000, o ții 2 ani de zile, cheltui 5.000 pentru ținere și apoi să zici că o vinzi și ai pierdut per total mai puțin decât dacă ai fi cumpărat-o nouă, mult, 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 mult mai puțin. Deci și varianta asta inversă. Ce am prezentat în clipul ăsta sunt mașini care sunt relativ scumpe, dar nu te costă mare lucru să le întreții și când le vinzi își păstrează valoarea destul de sus. Dacă aveți și alte mașini despre care credeți că, adică dacă există alte mașini pe care credeți că trebuie să le pun în top, sunt curios să aflu în comentarii. Vă mulțumesc și ne vedem în următorul episod.